Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Veronica Cebotar și vă prezint știrile pentru astăzi. Peste 800 de vârstnici din mai multe localități ale țării au participat la lansarea oficială a proiectului Bunicii Grijului. Evenimentul festiv s-a desfășurat în incinta Palatului Național Nicolae Sulac din Chișinău. Detalii aflați în continuare. Inspectoratul General al Poliției a organizat un eveniment inedit dedicat lansării oficiale a proiectului Bunicii Grijului. În cadrul acestuia, persoanele de vârsta a treia vor proteja copiii din localitatea lor de pericolele străzii în timp ce pleacă și se întorc de la școală, afirmă șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc. Ne propunem acest proiect să-l dezvoltăm la nivel național în fiecare oraș și localitate din țară. Acum suntem la început, sperăm că în timp vom evalua și eforturile noastre depuse se vor încuruna cu educarea altfel a tinerii generație, cu mai mult respect față de persoane de vârsta a treia, cu mai multă înțelepciune și cu mai multă căldură. Bunicii noștri am văzut că sunt foarte buni la suflet, sunt foarte călduroși, sunt foarte prietenoși, sunt gata să se implice pentru a schimba lucrurile. Noi le-am oferit această oportunitate și împreună vom educa tinerii generație. Copiii din Raionul Drochea la fel sunt în siguranță în timp ce pleacă la școală, fiindcă acest proiect este și aici în plină desfășurare, afirmă primarul de Drochea, Nina Cereteu. Este un proiect destul de important, este un proiect foarte interesant pentru, și inovativ pentru Republica Moldova și pentru localitatea noastră, ca și pentru toate celelalte de fapt. Este un proiect important anume din considerentul că are menirea de a crea mai multă siguranță și securitate copiilor, celor mai mici, care de multe ori sunt puși în pericol anume în perioada deplasării spre și de la școală. Sperăm să aibă succes și să conștientizeze toți factorii implicați în acest proiect despre necesitatea și importanța lui și sperăm să fie un proiect cu durabilitate și care va continua și va lua o amplare mai mare pe viitor. Evenimentul a adunat mai bine de 800 de bunici grijului din mai multe localități ale țării. Ei spun că se implică activ pentru a-i proteja și a-i îndruma pe cei mici spre școală și casă. Acest proiect, Bunicii Grijuliu, este binevenit în Republica Moldova. Eu și sunt implicată în acest proiect la nivel de localitate. Și cred eu că nu numai eu, dar mai mulți. Totodată, în cadrul evenimentului, au fost premiați elevii ce au ocupat locuri de frunte în cadrul concursului de poezii Bunicii Grijului, prietenii mei din comunitate. Și-au dat concursul elevii din toată țara. Peste sute de copii ne-au impresionat prin creativitatea și originalitatea sa. Însă, finaliștii concursului de poezie sunt Ioana Cereteu, Breacă Grigore, Guțul Laura, Olenic Marina, Balan Vera, Popov Andreea, Zâmbali Anastasia, Zatip Ion și Comerzan Vasile. În Raionul Drochea, proiectul Bunicii Grijului a luat amploare în toate localitățile. În același timp, șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, a explicat că Republica Moldova era obligată să lanseze acest proiect din cel puțin 5 motive. Situația îngrijorătoare în care se află copiii atunci când traversează strada, consecințele grave incidentelor în care sunt implicați, ruptura dintre generații, necesitatea valorificării experienței și înțelepciunii a persoanelor de vârsta a treia și prețul plătit de societate pentru irresponsabilitatea civică.
Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură informează că începând cu luna februarie și până în prezent, suma totală autorizată spre plată și deja trecută în conturile producătorilor agricoli constituie aproximativ 37 de milioane de lei pentru un număr de 409 dosare. Cele mai active raioane la depunerea dosarelor sunt Cahul, Dondușeni și Hâncești. Totodată, cele mai solicitate măsuri din partea producătorilor agricoli sunt pentru defrișarea plantațiilor multianuale, respectiv procurarea tehnicii și utilajului agricol contravențional. La Chișinău au fost înregistrate alte 3 cazuri de îmbolnăvire cu gripă sezonieră, dintre care 2 la minori. Potrivit informației parvenite din partea Direcției Generale Asistență Socială, săptămâna trecută instituțiile medicale din Chișinău au raportat aproximativ 1812 cazuri noi de infecții respiratorii acute. Acum 2 săptămâni erau aproximativ 1790 de cazuri. De la începutul anului, în municipiul Chișinău au fost confirmate 731 de cazuri de gripă. Cei mai afectați sunt copiii cu vârsta de până la 6 ani. Numărul acestora este de 882. Cea de-a 63-a ediție a concursului european de muzică Eurovision Song Contest s-a deschis la Lisabona, Portugalia. Ceremonia festivă a fost organizată pe malul Atlanticului, lângă Muzeul de Arte, Arhitectură și Tehnologie. Evenimentul vine să precedeze cele 2 semifinale și marea finală de săptămâna viitoare. Trupa Doredos, care reprezintă anul acesta Republica Moldova la prestigiosul concurs, va evolua în cea de-a 2-a semifinală sub numărul 7 cu piesa My Lucky Day. Inspectoratul General al Poliției a dat startul proiectului Bunicii Grijulii. Detalii aflați de la colegii noștri. Inspectoratul General al Poliției a dat startul proiectului Bunicii Grijulii, prin care pensionarii vor sta de veghe la mai multe treceri de pietoni din preajma școlilor. Vârstnicii și-au dat întâlnire la Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău. Proiectul Bunicii Grijulii a fost preluat de Inspectoratul General de Poliție de la colegii lor din Italia și urmează să fie extins în toate satele și orașele din țară. Prima dată am auzit despre proiectul Bunicii Grijulii acasă, în familie. Când a venit băiatul meu de 8 ani, clasa a doua, acasă și mi-a zis că trebuie să scrie o poezie și să fac un desert. L-am întrebat despre ce este vorba, el foarte entuziasmat mi-a povestit că au apărut niște bunici care vor avea grijă de ei, de copii, să-i ajute să treacă strada, să ajungă cu siguranță în curtea școlii și apoi să ajungă și acasă. M-a impresionat și m-a bucurat existența acestui proiect. Îl consider că este un proiect minunat care implică și pe bunicii noștri, mai ales că este vorba și de voluntariat. Mă bucur foarte mult să particip la lansarea acestei inițiative, care pornește de la schimbul de experiență cu realitățile locale italiene și mai exact orașul Bolzano. Aceasta este încă o demonstrație a colaborării tot mai intense dintre țările noastre în toate domeniile, care se datorează și experienței cetățenilor moldoveni care locuiesc în Italia sau a conaționelilor italieni care s-au stabilit în Moldova. Orice proiect, orice inițiativă este relevant atunci când te regăsești în el. Eu sunt tata 3 copii și mi-aduc aminte câte ori te strădui să duci copilul la școală și să reușești la serviciu la timp. Uneori mai minți și conducătorul de ce ai întârziat. Iată că acest proiect vine să intervină în această dimensiune, dar cel mai important rolul acestui proiect este de a avea grijă față de copiii noștri. Proiectul a fost lansat la inițiativa Inspectoratului General de Poliție. Până acum, în jur de 800 de persoane s-au înscris în această campanie. Toți sunt voluntari și nu sunt remunerați. Proiectul dat, eu s-o cred că este binevenit, a fost lansat într-o oră, într-un ceas bun. Și ultimul moment și vreau să spun că și dorim succes cu domnul Gheorghe Calcăliuc, care eu s-o cred că este struna principală a proiectului acesta. Campania Bunicii Grijulii este binevenită și este foarte bine ca noi să ocrotim copiii. Copiii este viitorul noi, strun. Potrivit poliției, anul trecut 13 copii și-au pierdut viața în accidentele rutiere, iar 336 au fost răniți în urma accidentelor rutiere.
Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune! Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.